micuții la baie. Astăzi 22.06.2021. După ce am terminat antrenamentul cu maturii, am lăsat puiuții afară să se bucure de soare. Astăzi văd că nu a mai plouat până la această oră, ora 8 dimineața. E soare frumos, nu mai este acea ceață densă pe pădure. Treaba e bună. Ui, cum puteți vedea, arată bine, sunt sănătoși, intră la baie. Asta este un semn foarte important în colombofilie, ca puii sau maturii să intre în cada de baie. Așa ne putem da seama dacă ei sunt perfect sănătoși sau după etape dacă sunt recuperați. Am foarte mari probleme cu șoimul. Până în acest moment cred că am în jur de 7-8 pui luați de șoim. Și încă mai avem mult până a începe antrenamentele cu pui. Dar care va rezista? Puii vom merge înainte. Așa arată puii după antrenamentul din jurul crescătoriei. Aude și vibrația are copilul. Cum puteți vedea, puii chiar arată destul de bine. Săptămâna viitoare fac ultimul vaccin împotriva paramixovirozei, și anume cel de-al treilea vaccin. Am făcut primul vaccin rotavirus, PHA, acum Nobilis, și cu 2 săptămâni înainte de prima etapă de concurs voi face vaccinul Liftovac împotriva difterovariolei, și asta este tot ce fac eu la porumbei, la pui în general, că despre pui vorbim acum. Caut foarte mult să țin imunitatea ridicată cu Sedocol, cu Probac 1000, Wonder, tot ce pot da pentru a ține imunitatea ridicată a puilor, pentru a nu băga tratamente în ei. Cum am spus, am avut mari probleme cu șoimul, ca anul ăsta niciodată, până acum m-a distrus. Sper să nu mai am probleme după ce voi începe antrenamentele cu puii. Vă repet, nu uitați să faceți cât mai multe vaccinuri puiilor și să țineți imunitatea ridicată a puiilor, să nu băgați antibiotice în ei, băgați doar atunci când este nevoie și băgați antibiotic în cei afectați, nu în tot efectivul, pentru că nu este nevoie. Nu faceți decât să obișnuiți organismul puilor cu antibiotic, cu substanțele pe care le-au antibioticele, și când va fi nevoie nu va mai face efectul și va fi grav. Cam asta este vlogul de astăzi. Am să revin cu un vlog. Joi am îmbarcare, un nou vlog. Joi voi avea îmbarcare pentru etapa de fond, maraton,
și demifond. Atunci vom vorbi și despre zburători. Vă salut cu mult respect. Nu uitați, dacă vă plac vlogurile după acest canal, vă puteți abona, nu vă costă nimic. Apăsați butonul de like, clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Și sunt sigur că aveți lucruri de învățat pe acest canal. Vă doresc mult, mult succes tuturor. Aveți grijă de voi și să aveți etape reușite. Doamne ajută!